Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru joi, 1 aprilie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, pe partea de sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste avem Treiul de cupe, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre prietenie, socializare, despre momente plăcute, relaxante, petrecute împreună cu oamenii care ne sunt dragi, cu oamenii apropiați nouă, cu oameni care ne fac să ne simțim bine despre noi și cu oameni care au valori, idei, principii similare cu ale noastre. Pentru cei singuri, aici Treiul de cupe ne vorbește despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva prin intermediul prietenilor. Dacă v-ați săturat să fiți singuri și vreți să cunoașteți pe cineva, puteți chiar voi să fiți cei care apelează, care cer ajutor de la prietenii voștri. Și pentru o mică categorie dintre voi, aici e posibil ca astăzi să vedeți într-o altă lumină o persoană pe care o cunoașteți deja de mult timp și dintr-o dată să se întâmple așa un declic în mintea voastră și să vedeți un posibil parteneriat cu această persoană în viitor. Relațiile începute aici între prieteni, bazate pe o fundație solidă de prietenie, de amiciție, de respect reciproc, sunt foarte bine aspectate astăzi, așa că dacă stați pe gânduri, nu știți dacă ar fi indicat sau nu să transformați sau să încercați să transformați o prietenie într-o poveste de dragoste, mesajul cărții de tarot pentru această zi este foarte clar. Aveți undă verde, puteți să încercați să mergeți în această direcție. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici Treiul de cupe ne vorbește despre importanța menținerii individualității într-o relație. Chiar dacă sunteți într-o relație și aveți un partener, o parteneră și această persoană este, bineînțeles, cea mai importantă persoană din viața voastră, asta nu înseamnă că e ok să vă detașați complet de cercul vostru de prieteni. Este important pentru sănătatea relației voastre ca fiecare dintre voi, atât voi cât și partenerul sau partenera voastră, să continuați să aveți și să întrețineți și alte relații în afara cuplului. E important să aveți prieteni, atât împreună cât și individual. E important să aveți oameni cu care puteți să vorbiți atunci când treceți prin momente grele sau atunci când aveți de discutat anumite lucruri pe care nu le puteți împărtăși cu partenerul sau partenera voastră, atunci când aveți nevoie de o a doua opinie. E bine aici să nu uitați de prieteniile pe care le-ați avut înainte de relație, dar și de prieteniile pe care le dezvoltați în relație, în cuplu. Dacă ați trecut printr-o perioadă mai grea, ați tot certat cu partenerul sau partenera voastră sau aveți opinii divergente, aici mesajul cărții de tarot este să apelați la prietenii voștri pe care îi aveați dinainte de a începe relația pentru a discuta, pentru a face schimb de opinii, de idei, pentru a vedea lucrurile într-o perspectivă nouă, mai ales dacă aveți în cercul vostru de prieteni o persoană foarte obiectivă, foarte rece, foarte calculată, care poate să vă dea o opinie imparțială. Această carte mi-aduce aminte de o nuntă la care am participat, în care preotul a spus într-un mod foarte frumos că toți oamenii care participau la acea căsătorie, care au venit să fie martor la uniunea celor doi tineri căsătoriți, au și ei o responsabilitate în fața divinității, față de acest nou cuplu, prin faptul că trebuie să le acorde suport, susținere, să îi ajute să treacă peste momentele grele din căsnicia lor, care inevitabil mai devreme sau mai târziu apar. Și eu văd în acest fel mesajul acesta de trei de cupe. Atunci când lucrurile sunt prea greu de dus în doi, nu ezitați să apelați la familie, la prieteni, la rude, la oamenii care vă susțin, care vă vor binele, care sunt martori ai uniunii voastre și care vă pot ajuta să treceți mai ușor peste momentele dificile din viața voastră. Pentru cei care nu aveți momente dificile, Treiul de cupe ne vorbește despre o posibilă
reuniune între prieteni, un motiv de sărbătoare, fie aici e ziua cuiva, fie cineva își sărbătorește o onomastică, un eveniment fericit, ceva plăcut, ceva frumos, ceva ce o să vă dea motiv de sărbătoare. Pe partea de sănătate avem doiul de bâte. Atunci când apar bâtele pe etalarea de sănătate, simt nevoia să vă atrag atenția la posibile accidente datorate neatenției, datorate faptului că vă grăbiți, sau la posibile ușoare stări febrile care pot să apară, mai ales în a doua parte a zilei. Aici nu vreau să vă panicați, nu vreau să vă speriați, e doar o energie trecătoare, mâine o să avem altă carte pe această etalare, energia o să se schimbe, dar vreau să fiți vigilenți și să aveți grijă în această zi, pentru că aici cu acest doi de bâte crește semnificativ șansele de mici accidente casnice, să vă loviți, să vă juliți, să vă zgâriați, să vă tăiați, lucruri din acestea minore, dar care provoacă neplăceri. Doiul de bâte este de asemenea o carte care ne vorbește despre străinătate, despre noi porți, noi uși care se deschid în fața noastră și pentru cei care suferiți aici de o boală, de o problemă de sănătate mai gravă, astăzi este foarte posibil să găsiți această nouă oportunitate de tratament, fie că întâlniți un medic, un terapeut, un specialist care are o viziune diferită asupra problemei de sănătate cu care voi vă confruntați, fie că citiți un articol pe internet sau auziți ceva de la prieteni, de la rude, aici o să ajungă la voi niște informații care merită investigate și care ar putea să fie o soluție pentru voi. De asemenea, mare atenție la sistemul osos, mai ales la picioare, pentru că vedeți în această imagine aceste două bâte par ca și două cârci, așa că aveți grijă asta să nu vă împiedicați, să nu cădeți, să nu vă rupeți sau să vă luxați un picior, o gleznă, ceva. Doar trebuie să fiți atenți, să fiți vigilenți, să aveți grijă, atâta tot. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem o carte foarte interesantă. Avem aici o arcană majoră, prima arcană majoră din suita de tarot, Nebunul, cartea care începe tarotul, care dă startul tarotului și care ne vorbește despre noi începuturi. Și aici vreau să vă atrag atenția că astăzi avem aspectul de sextil între Soare și Saturn. Soarele în Berbec face aspect pozitiv de susținere cu Saturn în Vărsător. Și acest aspect pozitiv ne vorbește despre posibilitatea de a realiza cu succes niște task-uri, niște atribuții, niște proiecte care erau mai dificile și care necesitau mai multă atenție, mai multă concentrare și efort din partea noastră. Și combinată cu această energie de noi începuturi, tind să spun că orice nou job, loc de muncă, afacere, carieră, orice începeți astăzi pe acest sector de viață, va fi foarte bine aspectat, va fi foarte stabil, o să fie un job, o afacere, o sursă de venit pe care vă puteți baza și acum și peste 10 ani. Orice începeți azi, orice inițiați astăzi, pare aici foarte, foarte bine aspectat. Dar trebuie să aveți curaj. Pentru cei care o să aveți astăzi niște noi oportunități, o să vi se facă oferte de lucru sau o să vi se facă oferte de colaborare și nu aveți încredere în forțele proprii, aici mesajul acestei arcane majore este să riscați. Pentru că dacă riscați, o să și câștigați. Și mi se pare foarte important să subliniez acest mesaj de a avea încredere în voi, de a risca, de a începe ceva nou astăzi, pentru că avem și această energie de noi începuturi și avem și energia astrologică de sextil dintre Soare și Saturn, care iarăși vă susține în această direcție. Prin urmare, mesajul zilei este foarte clar. Aveți încredere în forțele proprii, riscați să începeți o nouă afacere, un nou job, o nouă colaborare, orice ar fi aici e foarte, foarte bine aspectat pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, până când amestec eu cărțile. Nu uitați să vă uitați și la etalările lunare pentru luna aprilie, care sunt deja de câteva zile publicate pe canalul meu de YouTube. Acolo vă fac analiza astrologică foarte detaliată, horoscopul personal și la final partea de ghidare intuitivă cu tarot, astrozaruri și cărți oracol. Găsiți acum aici
tot playlistul la linkul din colțul din dreapta sus. Și acum hai să scoatem o carte pentru această zi, pentru toată lumea, un mesaj suplimentar de la cărțile Oracol. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, care completează foarte frumos etalarea zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!